cadrul proiectului Erasmus Plus, Respect pentru diversitate, Asociația pentru Dialog Intercultural în parteneriat media cu Actualitatea Argeșană a organizat această mini-campanie Respect pentru diversitate. De ce? Pentru că trăim într-o lume diversă și diversitatea se manifestă pretutindeni și se manifestă cu putere și în orașul nostru. Avem diversitate etnică, religioasă, socială, economică, iar respectul pentru diversitate este posibilitatea de a asigura o dezvoltare funcțională societății. Valorificând aspectele diversității, societatea poate să se dezvolte într-un mod armonios. Însă ce vedem în jurul nostru? Vedem într-adevăr diversitate, dar în zilele acestea mai mult ca oricând vedem ură interetnică, vedem intoleranță religioasă, vedem discriminare, vedem agresiune față de toți cei care au altă părere. Suntem foarte agresivi față de celălalt, în momentul în care nu ne împărtășește părerea noastră. Suntem în timpul campaniei electorale și diversitatea politică se manifestă mai mult ca oricând. Dar această diversitate se afirmă prin calomnie, injurii, bat jocoră la cel care are o altă părere. Toate acestea sunt forme de bullying. Ceea ce observăm în zilele noastre este că în cadrul alegerilor, în cadrul campaniei electorale, bullying-ul este adus în spațiu public. Noi am făcut atâtea activități împotriva bullying-ului în școli. Vrem să stopăm bullying-ul în școli și ne-am întrebat ce fac politicienii. Aduc bullying-ul în spațiu public? Fiecare politician ar trebui să explice foarte clar care este partidul lui, care este ideologia pe care se bazează partidul lui, care este electoratul lui, pentru că fiecare partid are electorat diferit, fiecare partid vizează niște măsuri pentru un anumit segment al populației. Pentru că dacă nu ar fi așa și ne-ar reprezenta interesele tuturor, înseamnă că nu am mai avea nevoie de mai multe partide, ci ar fi un singur partid. Fiecare ar trebui să explice de ce tip este partidul lui, de stânga, de dreapta, centru-dreapta, centru-stânga, extremă-dreapta, extremă-stânga și așa mai departe. Mai mult decât oricând, ar trebui să ne explice cine este el, cine este cel care candidează, care sunt calitățile lui. Adică propaganda trebuie să fie pozitivă, nu trebuie să se bazeze pe bullying, pentru că altfel bullying-ul înseamnă anularea spiritului civic, anularea responsabilității cetățenești. Or, noi nu vrem niște politicieni care nu sunt responsabili civic. Orice politician trebuie să spună cine este și ce a făcut pentru orașul acesta. Așa trebuie să se prezinte. Fără scuze. Nu, eu am vrut să fac, dar nu m-au lăsat alții, pentru că asta înseamnă neputință. Noi vrem oameni puternici, nu vrem oameni care se plâng. Când vrei, poți. Când vrei cu adevărat, poți. Trebuie să arate rezultatele a ceea ce au realizat până acum ca politicieni. Rezultate foarte clare. De asemenea, orice politician ar trebui să-și facă o propagandă pozitivă, să spună ce vrea să facă, dar probând cu dovezi, bazându-se pe resurse și pe competențe. Doar în felul acesta și mai mult decât oricând, respectând diversitatea. Respectând pe cel care este altfel decât el, pe cel diferit de el. Dând dovadă de spirit civic. Avem nevoie de exemple. Avem nevoie de oameni care
într-adevăr pot să realizeze o dezvoltare funcțională a societății, oameni care pot să contribuie la armonia societății și nu oameni care vor să bulverseze această societate, să o dividă, să practice bullying-ul. Acești tineri frumoși, prin mesajele pe care le-au scris și pe care vi le prezintă, de fapt ei dau o lecție despre civism, despre respect față de celălalt om. Pentru că trebuie să înțelegem că viața fiecărui om are aceeași fragilitate și același preț. Valorile fiecărui om, părerile fiecărui om. În felul acesta, campania noastră respectă diversitatea, își propune să educe tinerii, dar ne pare rău, de data aceasta pare că e nevoie ca și adulții să fie educați. Hai să facem un oraș în care să funcționeze conform respectului și valorilor civice. Iar o campanie electorală se face elegant, prin profesioniști, se face printr-o modalitate pozitivă, nu criticând pe celălalt. Spune cine ești, dă dovadă de spirit civic, respectă diversitatea, respectă fiecare om.